Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de Euro Truck Simulator 2 cu tandemul, chiar cu două cisterne aici, cum le vedeți voi, în România, da? O să mergem de la Oradea până la până aproape de Arad, la Webasto. Ok? Transportăm ulei. Hai să îi dăm drumul. A, prieteni, ușor, ușor ne... ușor aici, că e mai greu cu remorca. Ușor, ușor, iată că ne apropiem de suma de 1500 de abonați. Ok. Mamă, schimb și eu în roșu, ești nebun. Care-i faza? Faza e că eu trebuie să mă duc, dar ăștia nu mă lasă. Așa că o să mă bag, uite, ulea cu ușor, ușor, ușor. Bravo, băiete, bravo! Bine! Hai! Te-ai băgat. Te mă duc eu așa frumos în dreapta. De acum iau stânga mult. Și trebuie să mai fac vreo 5 manevre datorită aiului prost, care nu mă putea lăsa și pe mine să ies. Nu-i așa? Ok, ieșim pe aici. Uite, acolo era un bug vizual. Ok, care e șpilul? Șpilul e că sper să trag în ei copaci. Da, e de aici se pare pe harta asta de la copaci. Am luat și ieri în live, dar n-are nimic, e ok. Îi dăm înainte, că doar remorca era după mine, n-aveam ce să ating. Să mă bag și eu pe banda 2, că avem sens giratoriu și trebuie să facem la stânga. Adică ieșim la a doua ieșire. Așa. Să mor tu că n-ai loc. Atât. Așa. A semnalizat ăla mai greu, dar măcar o semnalizat. Cu tandemul trebuie să iau mai în larg, olea, că... Na, vine și remorca aia după mine. Aici trebuie să mă duc pe banda 1, că părăsim sensul giratoriu la prima ieșire. Cine are nevoie de un GPS când deja știi ce trebuie să spui? Atât. Bun, hai să-i dăm bice. Se îngustează banda. Ok. N-are nimica. Absolut nimic. Atât. Hai să o ținem ușurel, că e cu tandemul și roțile la tandem nu virează pentru că încă nu s-a dat drumul la coduri. Astfel o să mai trebuiască să așteptăm puțin mai mult. Dar asta e, deci am fost în patch-ul 1.28. S-ar putea să se bage pentru că și deoarece se lansează remorci de de fapt nu cu D, se lansează remorci cu greutate, ca să zic așa, foarte multă greutate și o să trebuiască să pună mai multe punți pe remorcă, undeva la 5 punți, 4 punți,
care să se rotească și astfel o să trebuiască să dea drumul la sursa de coduri și o să se poată debloca și tandemul, să... eu știu... să putem beneficia și noi de tandem. S-a dus ăla, frate, s-a dus bine de tot. Ok, uite un man din nou. Manul nostru are undeva la 400 și ceva de cai. Da, e ok. Cum e galben, așa e ok. Bun. Ce să vă mai zic eu vouă? Păi vă mulțumesc tare mult pentru suportul ăsta pe care l-am avut în ultima vreme. Sunteți fenomenali, am crescut rapid, bă băieți, și e ok. Vreau să mai creștem, vreau să ne dezvoltăm, să formăm o comunitate acolo. Pe viitor o să jucăm și Outlast 2, pentru că, din câte știu, trebuie să se lanseze pe 25. Nu știu sigur dacă o să apară pe Filelist, adică aș vrea să apară pe Filelist, pentru că banii pe care îi am vreau să-i bag în microfon, îmi trebuie și o interfață la el, pentru că o să fie cu cablu XLR care nu poți să-l bagi în, pe care nu poți să-l bagi în, brac audio de pe, de pe calculator, și trebuie un mixer care mai costă și ăla destul. Mai trebuie să-mi iau și o carcasă, pentru că în momentul actual eu stau fără o tablă la carcasă și asta e unul din motivele pentru care eu nu vreau să fac momentan un tur al camerei, pentru că am o leacă de unfinished project, ca să zic așa, proiect neterminat. Dar, na, asta e, toate vin la timpul lor, o să ne dezvoltăm ușor, ușor, voi să fiți aici, să vă placă ceea ce facem și hai să depășim și noi, că nu cred că vine nicio curbă. Măcar pe ăsta cu mașina. Măcar atât vreau. Perfect. M-am băgat corect. Aici este giratoriu. Așa. Vine și remorca după noi. N-are nimic. Salonta! Bine ați venit în Salonta! E ok harta asta, doar că se poate lucra la ea. Din păcate nu știu ce o să se leagă de ea, din ce am auzit până la ora oameni. Iar a renunțat la harta asta și... na, e păcat. Pentru că a mai renunțat odată, a fost dată altcuiva, iar a venit, iar s-a întors, iar tot așa s-a sucit. Și... E păcat, pentru că harta promite și promite în așa fel încât să fie diferită de ceea ce vedem noi, chiar dacă e asemănătoare cu cea a Ungariei, cea a Ungariei e cu mult mai bine realizată la capitolul FPS-uri, să zic așa. Asta mănâncă mai multe, aia mai puține. Ia să ne uităm și noi puțin pe remorcă. Hai, că e ok. Nasolica că nu poți să spui și remorca ta. Dar asta este. Asta face la dreapta. O să frânăm. Schimbăm. Asta cu Renault stă și el acolo. Așteaptă și el o zi în care să iasă. Poate, poate până de Crăciun. Dacă tot a nins, poate mai bine odată Crăciunul. Și cam asta e, băieții. N-am nimic special în camionul ăsta, nici nu v-am prezentat interiorul, e camionul default. Hai și tu, olea, că te rog. Mai rapid. Da, asta e. După cum știți, na, se lucrează cică de zor la Scania asta nouă, Scania New Generation. Dar nu am mai primit nicio veste de la cei de la SCS. N-am mai primit nicio veste legată de Manero 6, de Renault Range. Cred că sunt așa niște vise pe care nu le vom avea niciodată decât în moduri. Moduri care la fel... Ce face asta, mă?
Moduri care la fel nu o să ne avantajeze, pentru că modurile știți cum sunt, ori pe bani, ori... ori prost făcute, pentru că alea pe bani în general sunt făcute bine. Și cam asta e, n-am ce să vă spun, decât că sperăm să avem parte de ceva bun de la update-ul 1.28, care se va lansa când o vrea Dumnezeu. Până una alta, asta o să fie, stăm pe 1.26 și pe 1.27. Legat de harta promoz, știți bine că s-a lansat pentru 1.27 și că eu filmam pe ea. De fapt, cred că știu primii 100 de abonați, pentru că în rest n-am mai filmat de atunci, că n-am mai avut cum. Și aia a fost, nu am DLC-ul Vive la Friends, ca să pot să mai joc în continuare pe ea. Și e o rea ca aerea, pentru că... pentru că nu poți și ești limitat. Și momentan, cum știți, am alte planuri, nu mai vreau să bag bani în jocul ăsta. Sper ca DLC-ul de la 1.28 să... DLC-ul, mă rog, update-ul la 1.28 să nu fie gol, adică gol în sensul că să nu vină cu un DLC care să coste și update-ul în sine să fie gol fără nimic și să fii obligat să plătești pentru acele remorși sau măcar, nu știu. Pentru că așa ar trebui să-mi iau și Schwarzmüller-ul pe care încă nu l-am în continuare după ce s-a lansat de atâta timp. Consider că cei 4 euro pentru 5 remorși nu se merită. Măcar ai putea să-ți customizezi remorca, dar nu, pentru că SCS sucks. Și cam asta e, n-ai ce să spui. Și cam asta e. Ce e aici, frate? E umbră, dar n-avem nici copaci. Care e șpilul? A, uite că merge de depășire. Îl depășim și pe ăsta cu scodița. Mi-am crezut că e curbă și na, vreau să respect cât de cât regulile de circulație, că na, mergem legal. Cum trebuie. Că de ajuns ajungem noi, nu-i problemă. Cu condiția că ăștia să nu meargă așa până la ieșire din Chișineu Cris. Sau să pot să-i depășesc eu. Ne folosim de frâna de motor. Că știm că al nostru camion are frână de motor. Frâna de motor are orice mașină. E, frâna de motor se folosește atunci când schimbi de treaptă superioară într-una inferioară. Wow. Shit. Aș fi putut să depășesc, dar am cum. Deci n-aș fi putut să depășesc. Hai băieții. Hai băieții. Câți kilometri mai avem? Mai avem 39 de kilometri. Hai că am mers bine. Ok. Ăla a pus frână, a trebuit să pun și o frână. Aia e. Hai cu a noua. Pam, 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 param, pam. Hai bă. Fuge o leacă greu, da, ăsta, da, auzi, manul ăsta uneori. Dar și când fuge, fuge. Um,
Hai să-l depun și pe, pe ala de la Aries. Parcă asta scrie pe remorca lui, nu sigur. Dar dacă știu eu remorcile din jocul ăsta, atunci e clar că scrie Aries și nu altceva. Hai băi, te... Dar merge bine oricum, nu se încurcă nici ăla. Vă că-i dă. Sau cel puțin așa pare. Că vă că-l cam ajung. Nu pune frână. Nu pune frână, nu pune frână, că trebuie să frânezi și eu și eu nu frânez. Pot să-l depășesc? Nu. Mai ales că intrăm și în localitate, e clar. Simand, bine ați venit. Eu nu înțeleg de ce pune depășire permisă pentru 2 metri. Că... tot n-ai cum să depășești cu camion. Uite, iar la fel. Niște chestii cam ilogice și mereu e limită de 50, că normal ai voie cu 70. Bine, în localitate ai 50, dar dacă e pe drum european sau național, tot aia e. Că, în general, noi avem drumuri europene naționale. Acolo mergi cu mai bine de 50. Aici e curbă, stăm după ăsta de nebine acru. Facem toată cursa în spatele lui de acum. Ok, hai că am ieșit din siman, hai să pregătim mașina de depășire. Hai, hai man. Hai vă fiți arvaca. Colegul cu Mercedes-ul nu prea le are cu viteza. Merge cum indică GPS-ul, cred că. Ar trebui să-și facă update la soft. Că, na. Îl mai depășim și pe ăsta? Da, avem timp. Până în sensul giratoriu, avem tot timpul. Ia uite-l. Ok, m-am oprit prea devreme. Mamă, ce am zis că iau la semnul. Așa, ia să vedem care cum. Tu nu semnalizezi. Tătica. Da, are treaba asta cu sensurile giratorii, că, na, fluidizezi traficul într-un fel. Decât să pui semafor și să ai lag, știi sigur că așa merge altfel. Ok. Mai avem puțin, ar trebui de acum să apară, checkpoint-ul nostru pe hartă. Da, iată-l acolo. Atât. Îmi place uneori să turez camionul mai mult ca să am suflu, când, general, când am depășire, îl țin mai mult în cuplu, că între 10.000 și, hai să zicem, 18.000, cum e la camionul ăsta, e cuplu de, fapt nu e cuplu, e pentru economie. Ce e între 18.000 și 25.000 e cuplu și ce e de dincolo e doar de redline. Ok, zoomandul nou sau ceva de genul. Cale ferată. N-am văzut un tren pe toată harta asta, dar avem căi ferate la greu. E ok? Ok. Faza e că a pus stop și aiu... ia stop în serios, asta e toată problema, că în viața reală lumea nu prea mai oprește la stop, pentru că ai deja luminile și te iei după lumini, dar noi deja am ajuns, așa că e ok, e ok, e ok, e ok. Și dacă e ok, e bine. Bun, hai să ne pregătim de parcare. O să fie frumos să parchezi cu tandemul. Depinde dacă ai loc sau nu, că dacă n-ai loc, nu parchezi. E simplu.
Dar fiind cisternă, trebuie să parcăm. Eu intru pe aici, pe drumul ăsta de arătură. Ok. A, e ușor el la parcare, nu e chiar așa greu. Nu stau să mă chinui jumătate de an, pentru că nu-ți virează spatele la remorcă. Ok, ia să vedem dacă am pus-o bine. Hai că am pus-o. Ce frumos și-l face el acolo. Oricum, noi aici trebuie să poziționăm doar remorca, nu și capul. Deci... cred că e ok. E perfect, băieți, e perfect. Bun, prieteni, cam atât a fost cu acest episod. Până data viitoare, eu am fost Mihnea. Dacă ți-a plăcut, nu uita de like și de subscribe. Până data viitoare, toate cele bune. Bye, bye, lume!